Salut toată lumea, astăzi vom juca un joculeț horror care ăla că mai, să zic așa, ăla că mai slăbos de făcut, ăla că mai slab de făcut, pentru că e un creator ăla că mai, să zic așa, mai puțin dezvoltat cu jocurile. Deci, bine, e prima oară când fac chestii de genul, joc chestii de genul, deci hai să vedem cum e jocul. Vocația ne pune, ok, return în chaptere și sper să vă placă episodul ăsta, pentru că tot timpul l-am văzut că, na, unele episoade devin populare, unele nu, nu știu, deci, bine, așa este YouTube-ul ăsta, ok. Avem sprint, avem crouch, nu prea îmi dau seama care diferența, ci că welcome, nu știu ce. Băi, prima oară când joc jocul ăsta, deci nu știu nimica despre el. E ce aici? Ok. Ok, îmi pace că pot să vă prind pereți. Deci dacă, ok, dacă mă duc aici nu văd nimic, ok. Ok, jocul chiar se prezintă mișto. Mișto cum și... Chiar mișto jocul. Bă, acum că pentru, bine, pentru creator, a da, și dacă nu știați, creatorul e rus. Domnule creator rus, să zic așa, chiar îmi place jocul. Chiar e fain. Chiar albastru. Bă, e chiar mișto jocul, părerea mea. Bă, mie nu mi-a plăcut niciodată să judec un joc cum este făcut. Vorba aia, nu judeca o carne după preț. Nu, cam așa e. Da, treaba că e mult întuneric și eu cum nu prea văd foarte bine în față. Am și tuni, afară lumină și nu știu, prost mai sunt, am prost obiceiul să fac joc episoade zi. Dacă cam mi-am dat seama unde e locul, ok. Nu mi-am dat seama pentru că e prea întuneric în jocul ăsta. Am zero lumini. Ok. Let's play. Ok. Să înceapă joca. Bă, dar e un întuneric în jocul ăsta. Cred că asta e o problemă la joc. Ok, entitatea aici că a trebuit să ne urmărească, doar că... Secret key. Da, bă, ce secret... Ok, datorică jocul ăsta e... Să zic că are o... Este cum este... Poți să treci cu capul, efectiv să treci cu capul în obiecte. Uite așa poți să faci. Poți să vezi ce. Nu cred că era normal să vezi prin obiect, prin uși. Ah, uite ce trebuie să deschidem. Care voi o să des mult la bine cu mine. Deci ce aș cred că aici, dacă nu mă înșel. Da, uite, eram sigur. Că pentru ce ceva ar fi cheia asta? Adică mă și întrebam, decât să mă lua tâmpitul ăla să mă tot fugărească, mai bine o luăm așa pe aici. Ok, chestii de random. Sper să nu mă sponez în altă parte. E că ne ducem bine, dar e din cauza un întuneric în joc, nu știți. Bă, eu nu știu de ce... Aaaaulei! De ce mă așteptam la urmărire? Dacă intru și eu într-un lift. Intram și eu... Mamă! Bă, zici că... What the hell? Deci o creatură tăritoare. Cum ajung eu sus? Cred că știu, dar... Dacă mă împing cutiile astea, mă duc și eu cu totul. Efectiv e o creator care se târie pe jos. De fapt... Bine, bă, jucat, bine, mă. Oh, nu. Nu tu. Trebuie să ducem pe cea jos sau... deci clar, deci e făcut să pici. Da, să mă unde să ne ducem. Gata. Că-s prost eu. Deci efectiv nu-mi dau să... Eu mă duc
în toate zonele efective, oriunde, nu știu unde mă duc. Că avem aici un nu. O, zici că e Poppy Playtime la vibe-ul care mi-a dat acolo când m-a fucărit ăla. Ce asta? Place. Nu, place. Deci să fac, nu știți că deci să fac ochii ca chinez, ca un chinez. Ca să văd unde mă duc. E bine că mă lăsa, măcar mă lasă că să măcar jocul ăsta îmi place că mă lasă să stau cu să intru cu capul în pereze și sunt plu. Nu știu. What? M-am urât nimic. A, scuzați-mă. Jocul continuă. Nu mi-am dat seama. Mă și enervam degeaba pe creator. E în continuare, nu știu, nu mi-am dat seama. Uite, tare animațiile sunt, ba, picioare, jocul se chiar e bine făcut. Nu mă pot plânge, adică e bine făcut. Chiar aplaudi pentru creator. Chiar îi respect munca. Da. Nu știu cât de lung e jocul. Nu știu, eu mie chiar îmi place jocul, părerea mea. Ah, trebuie să dăm crouch aici ca să trecem, ok. Și ăla cred că a trebuit să dis... Sau? Ah, eu îmi spunează în continuare, jocul ăsta e plin de chestii de genul cu random. Și am terminat jocul. What? Da, cred că aici se termină jocul, ce am văzut, da, deci dacă ne ducem aici, da, aici clar este finalul jocului, adică așa se termină jocul, mai pe scurt, ca să înțeleagă lumea, deci mai pe scurt, da, ăsta e tot jocul. Părerea despre joc, eu e una destul de wow, bă, mi-a plăcut jocul, jocul chiar a fost horror, chiar m-a speriat, deci chiar dacă nu mă credeți, jocul ăsta chiar mi-a dat o speritură din momentul. Și după ce am reînceput jocul ăsta de la zero, bă, jocul a fost fain. Bine că ne-am jucat, bine că am făcut și un joculeț, pentru că nu prea mai avem ce să mai jucăm pe canal. Deci ăsta am, eu am fost Radu Rusu.